salariului și calitatea vieții. În Dâmbovița, din păcate, în Dâmbovița și în municipiul Târgoviște, cifrele bunăstării nu arată deloc bine. Iar studiind puțin ceea ce a apărut acum din partea Institutului Județean de Statistică, observăm că județul Dâmbovița a pierdut 40.000 de locuitori în ultimii 11 ani. Orașul, municipiul de fapt Târgoviște, a pierdut dezastroasa cifră de 13.000 de locuitori. Am pierdut 16% din locuitorii orașului în ultimii 10 ani de zile. În 1989 aveam peste 100.000 de locuitori. Acum am ajuns la 66.965 de locuitori. Am pierdut între 30 și 40.000 de locuitori, aproape o treime din populația orașului în ultimii 30 de ani. Aceste cifre arată un dezastru, pentru că municipiul Târgoviște devine neimportant în ecuația generală a orașelor din sudul României. Nu mai zic a orașelor din întreaga Românie. Devenim, de fapt, un mic orășel. Tinerii pleacă la studii în străinătate sau în alte orașe bine dezvoltate și nu se mai întorc. Tinerii pleacă la muncă în străinătate sau în alte orașe unde se plătesc salarii bune și nu se mai întorc. Personalul bine calificat pe care l-am avut în industrie a plecat în străinătate sau în alte zone dezvoltate a României și nu se mai întorc.